În ziua în care eu am plecat, eu eram cea mai fericită. De este foarte straniu, pentru că eu în acest moment nu am simțit nicio vină față de părinți. Valea, tu ești sigură unde tu te duci? Da, 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 tot sigura. Și după două săptămâni, într-o dimineață, eu m-am trezit și eu așa... Eu cred că am plâns vreo trei ori în continuu, pentru că eu am înțeles că eu sunt singură. El mi-a oferit o emoție. O lumină. Da, el a fost persoana care m-a salvat, să zic așa. Ei, măcar nu mă bate. Dar el fiind toxic, m-a intoxicat. Că și n-ai văzut din start, el bea. Totul a durat 2 ani 7 luni. Nu știu cum noi am putut să trăim atâta timp. Banobă, tot din palme înseamnă că ne putem să începem să discutăm. Uite, eu uh, am uh, podcasturile, în genere, nu vreau să le fac în format, știi, de să ne salută. Am ca și cum nu am stat aici o oră de vreme până acum împreună. De asta o să trecem direct la subiect. Um, noi, tac, acui, stângeal. Nu merge, da, de tot. Vă n-o stai o clip, te rog. A să începem încă o dată. Tipa la Da. Ok. Ha. Am sori, brat asta e situația. Că asta s-a de lăsat, că nu e nici strașnic în asta. Mm -hmm. Eu vreau să trec direct la subiect și subiectul discutat azi cu tine e evident plecarea ta în Marea Britanie. Și a doua, a doua parte din viața ta, desigur că e copilul tău și relația ta toxică sau o relație dureroasă prin care ai trecut și care vreau să o dezbatem fiindcă, na, multe femei pleacă psihotare, își găsesc parteneri și ajung într-o situație, să zicem, pe care nu mai poți întoarce altfel, da? Dar o, o, lăm treptat pe drum ca să facem și o introducere și să dăm mai mult context discuției noastre. Bine. Super. Deci, pentru cine nu știe, Valea este sora mea și cred eu că ea a fost persoana care a mutat toată familia în Marea Britanie și de asta tu n-aveam cum să încep podcast fără tine sau să am un, o serie fără tine. De ce tu ai plecat din Moldova. Cred că este foarte simplu. Chiar azi mă gândim la chestia asta. De ce am plecat din Moldova? Parcă am simțit că să-i se, da, se oferi întrebarea asta. Eram tânăr, aveam 22 de ani și, practic, am fugit de la o situație grea. Adică, eu am simțit atunci, pe moment, o trădare colectivă și mi-am asumat o vină enormă față de situația care s-a întâmplat. Eu lucram într-un club de noapte, da, ca manager, ca administrator. Da, adică... Poți spui, spune, spune. Da, spune în de... clubul vostru eram, lucram. <laughs> și Așa s-a întâmplat că voi ați pierdut localul, automat eu mi-am asumat o responsabilitate foarte mare, considerând că eu port o vină foarte mare că voi ați pierdut acest local, după care tu mi-ai mai spus că ai discutat cu unii din lucrătorii noștri care ți-au zis direct că s-au folosit de probabil incompetența mea pentru că eram tânără, nu aveam experiență, eram foarte naivă, credeam oamenilor și îmi părea că toată lumea face munca sincer, lucrează, după părerea mea, pe timpurile alea toți aveau salarii foarte bune și chiar nu puteam să cred când am aflat că oamenii și furau lucrătorii, da? Și se foloseau de mine și voi erați cu trei copii și cu toate situațiile voastre. Și eu mi-am asumat așa o responsabilitate și așa o vină aveam de situația care s-a creat, uh -huh. că unica mea oportunitate pe moment, care mie mi s-a părut, a fost să fug, da? Și e, această oportunitate tot ne-ați dat-o voi, propunându-mi să -mi luați bilet. De ce am ales Anglia? Pentru că am mai vrut să merg acolo și deja aveam câțiva cunoscuți aici care speram că o să mă ajute. De aia am și acceptat instant propunerea, zic da, merg. Eram într atât de entuziasmată pentru că deși la momentul ceala credeam că este cea mai bună variantă și de am să scap de toate, mai departe de toată lumea. Credeam că astfel am să pierd acest sentiment care nu l-am pierdut, desigur, pentru că oricum, până nu s-a discutat direct, până nu ți-am zis că, uite, eu până acum mă simt vinovată de situația care a fost, cred că nu am putut să simt acea eliberare uh -huh. totală. Da, și aici chiar uh, um, am vrut să anticipez cumva gândul tău și uh, să te întreb ca să facem o paranteză între subiecte uh, cât este de important comunicarea, pentru că tu ți-ai asumat o responsabilitate care, de fapt, nimeni nu s a pus pe spatele tău. Doar tu, singur ție, ți-ai pus-o și nimeni nu era răspunzător de asta, tu ai trăit cu ea mulți ani în tine, până ea ca acum nu de mult mi-ai zis și eu ți-am spus niciodată nu m-am gândit la ce că tu ai fost vinovată. De asta e o chestie tare faină că tu ca și exemplu aici poți fi pentru mulți alții și să prin exemplu tău să arăți că e mai bine să vorbești decât să ții în tine, știi? Da, exact, cu siguranță, pentru că doar atunci când ești sincer și vorbești cu omul sincer, doar atunci poți să înțelegi cu adevărat dacă el are careva pretenții la tine, dacă uh, ceva ai făcut tu incorrect, pentru că noi foarte des ca oameni și asta se întâmplă cu siguranță din cauza copilărie prin care trecem, adolescenței, diferitor situații din viață, oamenii bagă în noi diferite idei, gânduri. Adică noi ne asumăm ceea ce noi nu suntem cu adevărat, da? Și normal că fiind tânăr, da, sau poate fără experiență, mai bine zis, noi nu înțelegem, adică nu putem să Delimităm lucrurile care sunt despre noi și care nu sunt despre noi. Noi ne le asumăm pe toate, da? Și, automat, atunci când s-a întâmplat situația, vă era greu, eu mi-am asumat că eu eram responsabil acolo, practic, trăiem în localul același cu oameni ce lucram și eu mi-am asumat în totalitate responsabilitatea, că, gen, eu sunt vinovată, drept că eu nu am avut uh -huh. nicio vină, adică acolo au exact. fost. Cu totul altceva și s-a întâmplat. Eu chiar cred că nu puteam să salvez nici cum situația la momentul exact. cealalt, Dar eu asta am înțeles târziu, da? Adică eu m-am simțit cumva trădată de colectiv când am aflat situația reală, pentru că... Dar asta a fost o experiență foarte bună pentru mine și, într-adevăr, experiențele mai puțin plăcute, ele ne învață foarte multe. Și poate nu deodată, dar cu timpul, dacă analizezi, dacă realizezi, cu siguranță îți dai seama de ce s-a întâmplat anume așa și ce a trebuit să înveți de acolo. Dar să revenim, da, este foarte important să vorbești, să-i spui omului, uite, mie îmi pare că tu ești supărat pe mine, da? Sau eu simt o vină față de tine, eu simt Hai să vorbim, hai să mm -hmm. vedem. Este adevărat ce simt sau nu este adevărat? Tu consideri la fel sau nu? Și automat când omul îți spune că mai stai liniștit, că it's ok, adică tu oricum nu ai putut să faci nimic, totul așa s-a întâmplat cum a trebuit să fie, merge mai departe și trece cumva acest sentiment de uh, greutate interioară, că altfel mm -hmm. n-am cum să-i zic. Da, uh, deci noi ți-am luat bilet, Într-un capăt. Bun. A venit următoarea etapă în plecarea oricărui cetățean din diaspora, când trebuie să vorbești cu familia, să explici, să pleci, sentimentul ăsta de deja trădare vine deasupra cu mama, tata, toată familia care stă în spate. Ce ai simțit tu pe interior în momentul în care ai înțeles că, uite, trebuie să le spun părinților, fiindcă tot e o chestie de asumare da? și îți asumi iarăși un fel de vină pentru sentimentele părinților. De, este foarte straniu pentru că eu în acest moment nu am simțit nicio vină față de părinți. Deci eu absolut nu m-am gândit în momentul acela. Eu, pur și simplu, la mine într-atât tare prevala sentimentul ăsta de trădare colectivă și vina asta care o simțeam pentru toată situația, când îmi părea că toată lumea pe mine cumva, știi, mă învinovățește în chestia asta și eu nu știu dacă tu îți amintești, -am dar biletul a fost cumpărat pe drum, deci noi veneam de la... am fost într-o mini-vacanță de weekend și când ne întorceam înapoi acasă, voi mi-ați luat biletul și eu pe drum am stată pe mama și s-au pe tata, nu știi sigur? Da, nu ține. Și am zis că asta era apropo duminică. Deci, ca să înțelegeți, că eu chiar am, nu știu, am fost într-atât... Când mă gândesc tare des ori, cât de disperată trebuia să fiu ca să accept și era duminică seara și joi deja eu aveam zborul. Eu nu cred că asta e disperare, eu cred că asta e curaj. Fiindcă tu ai fost determinată tu ai avut un scop bine definit. Să fug. Dar asta nu este ok. Adică, hai să fim serioși. Scopul. Să da fugi. iarăși. Fugi de ce? De tine, fugi? Da. Fugi de situații, fugi de oameni. Aici, dacă te, te apuci să faci introspecții, eu cred că găsești firele foarte clar și tu le -ai găsit deja. Da, e normal. Motivul de ce. Um, Ce simte o tânără? De câți ani vechi ne pleacă? 22. 22 de ani care pleacă, se urcă în avion și pleacă. Um, Pentru că mulți tineri, știi cum, um, se aventurează. Adică noi când suntem tineri suntem rebeli, ne facem, Nu parcă nu ai, nu te oprești nimic. Totuși, oricum, într-un moment vine conștientizarea faptului. Ce a simțit tânăra din tine în momentul acela când tu ai urcat în avion și ai înțeles că eu chiar zbor, nu numai pe cuvinte, nu numai pe, știi, un mesaj, o vorbă. În situația mea conștientizarea a venit după două săptămâni. Deci în ziua în care eu am plecat eu eram cea mai fericită. Mie, dar, știi, e foarte straniu, pur și simplu, că iată um, Există foarte mult diferențează și, cum să zic, împrejurimile, da, sau situația de cauza de care omul decide să pleacă, sau tânărul să plece. Pentru că sunt tineri care pleacă de sărăcie, sunt tineri care pleacă, nu știu, de nevoie, da, eu, fiind o fată care toată viața, bine, ca la toată lumea, da? Dar oricum, deja într-o vârstă destul de matură, eu și lucram, stăteam bine, la părinți nou, niciodată nimic nu ne-a lipsit, noi am trăit mereu la un nivel destul de bun, am avut tot ce ne-am dorit, chiar am reușit să mă separ, să trăiesc separat, să întrețin o chirie, să am grijă, să... eram mereu îmbrăcată frumos, aranjată, machiată, adică job cerea chestia asta, da? Și eu am plecat crezând și cu așa o speranță de mare că eu o să vin aici și o să fie la fel. Și primele două săptămâni eu eram cea mai fericită. mi i părea că m-a pupat Dumnezeu pe frunte. Și după două săptămâni, într-o dimineață, eu m-am trezit și eu așa, eu cred că am plâns vreo trei ori în continuu pentru că eu am înțeles că eu sunt singura. A venit adică, e, da. realizarea faptului. Exact, uh -huh. exact. Pentru că la început, primele două săptămâni, tot mi se părea așa wow, fain, autobuz cu două etaje, nu știu, acolo. Eu am fost la un prieten, nici nu, nu prieten, dar un cunoscut, un coleg de la colegiu m-a ajutat pe moment. A fost chiar, nu m-am așteptat absolut că acea persoană va fi persoana care o să mă cazeze pentru început, pentru că eu mi-am luat bilet, dar nu știam unde o să dorm, așa că asta a fost o enigmă, ziceam că o să dorm în aeroport și a doua zi am să găsesc o chirie prin Londra. Da, bine, am găsit eu în patru zile și unde să dorm și lucrurile mi-am cumpărat și geanta mi-am strâns și am venit. Așa că la început mi se părea tot super fain. Noi petreceam timp împreună, ieșeam la plimbare, mergeam în oraș și chiar era... Îmi părea că am nimerit, nu știu, știi, într-o poveste. Până când... Ai fost în extazul, în euforia asta a turistului. Da. Așa, așa. Până când au trecut două săptămâni și colegul ăsta mi-a spune, Valea, uite, trebuie să, trebuie să începem să faci mactele, trebuie să-ți cauți de muncă, pentru că nu, nu poți să trăiești așa gen cum tu două săptămâni, așa fericită și pentru că totul se finisează la un moment dat, da? Și iată atunci, da, în momentul ăla vine realizarea că trebuie să fac ceva, ce să fac. Eu limba engleză o cunoșteam așa, la primul interviu a meu o zâmbeam și o ziceam yes, yes, așa frumos. Bine, am vorbit eu așa cum am putut, dar a fost foarte greu Adică eu eram atât de sigură pe mine, că eu pur și simplu nici într-un moment, nici o clipă, nici o secundă nu m-am gândit că aici o să fie greu. Știi? Până când nu a devenit greu. Care a fost cea mai. A, prima și cea mai dureroasă realitate cu care te-ai ciocnit aici? Um, pe lângă faptul, ai spus că ai fost singur. Ți-ai da. dat seama că ești singură. Ok. Care a fost, iat, din viața cotidiană, din chestiile care un om le face zilnic? Care a fost prima palmă așa bună cu care te-ai ciocnit? Prima palmă a fost faptul că nu am putut să-mi găsesc job în orașul în care am mers. Eu, desigur, venind de la club și fiind administrator și manager și staff manager și tot ce vrei, eu mi-am mi făcut un CV frumos și el, dar era luna februarie. Și, catare, în luna februarie, martie, aprilie, în Anglia este foarte greu să-ți găsești de muncă. Cel puțin în 2016, sigur, era, pentru că atunci se apropie de sfârșitul de an economic și nu prea se mai angajează oameni. Eu nu știam despre asta, desigur că nu știi nimic ce se întâmplă. Dar ar fi fain, știi, da. să, să informăm da, cei care exact. ne aud să știe că, într-adevăr, și până ziua de astăzi este așa februarie, martie, aprilie, în luna martie, în Marea Britanie se întâmplă închiderea de an contabil, da. respectiv toate companiile nu angajează în acest exact. luni. Bine, sunt excepții, nu vorbim la general, dar în mare parte. Așa e. Da, exact. Și încă o chestie dacă tot am ajuns aici, foarte multe companii înainte de Crăciun eliberează, ori angajează foarte mulți oameni pe care eliberează exact în februarie, atunci când se finisează toate sărbătorile de iarnă și este foarte, adică e important, eu, pe toți care cunosc, care mă întreabă, eu le sugerez să-și schimbi job prin luna septembrie, august, ca să lucreze măcar trei luni, să poată primi un contract de muncă până când uh, începe perioada asta în care se eliberează o grămadă de oameni. Uh -huh. Asta este situația, asta nu este o surpriză, uh -huh. este pic, da, pic time, gen, o perioadă foarte încărcată, în care eu vorbesc că acum am mare parte despre depozite, pentru că asta a fost experiența mea până nu de mult. Uh -huh. Iată, tu spuneai că nu ți puteai găsi job. Da. Cum s-a întâmplat uh, minunea? Uh, care minune? Ce asta a fost minune? <laughs> <laughs> o minune, știi? O minune. <laughs> da, deci eu mi-am uh, mi printat 40 de CV-uri, atunci am venit în orașul Birmingham, și am mers în 40 de localuri în care mi-am lăsat CV-urile și am primit răspuns doar de la unul. Localuri, anume, tu. Tu îți doreai. În domeniul de alimentație publică, așa cum lucrai și în Da, Chișină. Normal, mm -hmm. normal, adică. Cum, adică, altceva. Mm -hmm. Nu prea în capul meu era, da. Adică, am venit cu careva aspirații despre cum și ziceam, da. Că tu mm -hmm. vii dintr-un. Uh, uh, cum să numește? gen, vii de acolo de unde ești obișnuit, dar cu ce faci, știi muncă și normal că tu vrei tot acolo să mergi, tu nu cauți altceva. Uh, am primit răspuns, am fost la un interviu și interviul s-a finalizat cu fraza mulțumim, noi să vă telefonăm. Eu fraza deja... Pe care mulți, exact. Oi, o urăsc, indiferent unde nu s-ar afla în lume. Da, exact. Și am um, um, Ok, am așteptat o săptămână, nu aveam deja, da, adică la momentul acela nu mai aveam nici bani absolut, părinților n-am vrut să le spun că nu am bani, dar în următorul... Deci, tatăl meu a vorbit cu un prieten de lui și eu m-am -am mutat în alt oraș, Acolo... Dar de ce tu n-ai vrut să spui la părinți că tu ai rămas fără bani într-o țară străină, fără job? Crezi că nu erau să te înțeleagă, nu erau să te ajute? Sau... Nu, nu e vorba de asta, este vorba despre rușinea pe care o simțeam atunci și eu mă simțeam incomod. Să frica de dezamăgire? Mi-am finisat banii. Nu e frica de dezamăgire, dar știi cum la noi tata reacționează, știi? Și el oricum mă cu bani la început și eu m-am simțit jenată, să zic, da? M-am simțit prost să-i mai cer bani, să-i zic că uite, am rămas fără bani, pentru că el mereu îmi spunea, ai grijă să nu cheltui tăți banii, să nu cheltui ți banii, da? Indiferent cum n-ar fi, banii se duc, adică te duci, efectiv, oricum stai la oameni în casă, dar măcar mergi, iei un produs ceva, mai vrei să ieși undeva, îți mai trebuie ceva, îți iai, și se termină banii, că asta e situația și că nu vin din nicăieri, este normal să ajungi într-o zi în care, da, adică după o lună jumate, am rămas fără bani. Și m-am mutat în rugby, Paradoxul cel mai mare a fost că în ziua în care m-am mutat, a doua zi m-au sunat de la acel local și m-au chemat la muncă și eu le-am zis că deja m-am mutat și nu mă mai întorc în Birmingham. Dar... Apropo, uh, o mică paranteză iarăși. Uh, dacă acum, ne întoarcem înapoi, ia, ia, cât șapte ani în urmă, da? Se întâmplă aceeași situație. Tu erai duș. E, nu. Păi dar cum poți să te duci? De ce? Eu nu eras mai trăiesc experiența care am trăit-o și nu mai era să, Adică nu se știe cum era să fie, corect? Noi niciodată nu putem să știm cum o să fie mai bine. Da, eu multe ori m-am gândit la asta, că uite, dacă mai rămâneam o zi. Dar la mine, așa în genere, în viață, lucrurile se creează, depind de zile. Eu iau deciziile... Exact, anume, nu că săptămâni, luni, da, da, da. dar zile, într-atât de importante decizii, că uh -huh. peste o zi, două, să... Na, mai vorbim pe parcurs, da? Da, da, da. Și a doua zi m-au sunat de la local și mi-au propus să vin să lucrez și am zis că nu, nu mai mă întorc, pentru că deja m-am mutat. M-am um, mutat acolo... O echipă de moldoveni, da, erau câțiva băieți care lucrau într-un depozit m-au ajutat să merg la muncă. Și iată așa am ajuns eu la primul meu job, care a fost un depozit cu de toate și mobilă și tehnica. lucruri mici și adică absolut de toate, este un magazin, da, universal, unde se vinde de toate, automat, lucru în Anglia nu este împărțit pe femei bărbați și mai greu, mai ușor, nu. Pentru că tu te duci, da, adică la momentul acela eu picuiam, eram la picking, adică strângeam marfa. Și te duci la printer, printerul îți scanează un label și pe label scrie, de exemplu, 300 de iteme, 250 de kilograme. Și tu ai o cușcă care cântărește 75 de kilograme, numai din cușca doală, care da, din e din metal. din metal. Așa, mai mare ca tine. Și iată, tu umbli 8 ori cu cuștele și ele de următa, alergi prin depozit ca o Doamne, când nu-mi amintesc. <laughs> și strângi marfa. Și iată, în asta și constă jobul. Asta a fost a doua mea super mare, nu că dezamăgire, dar ciocnire cu realitatea în care trăiesc și unde am ajuns, pentru că lucrul era foarte greu. Eu, da, eu acasă am lucrat, dar am lucrat nu lucru fizic și a fost într-adevăr foarte greu pentru că. Aveam cutii de 35, de 40 kilograme și nu tot timpul este cineva prin prejur să te ajute, nu tot timpul vrea cineva să te ajute, pentru că am avut și cazuri când chiar rugam ajutorul la un bărbat și nu m-ajuta. Uh -huh. Pentru că nu vroia. Și până la urmă tu nu poți super pe el, da? Adică că el face același job ca și uh -huh. tine, da? Uh -huh. Dar paradoxul este că când bărbatul îți cere ajutorul să-i dai o cutie de 35 de kilograme, știi? Adică, și, și adică tu mi mine nu mai ajutat, dar eu pe ta eu, da? Și ă, asta a fost, da, cioc, ciocnirea mea cu realitatea. Atunci eu am intrat nu într-o stare depresivă, mie mi-era foarte greu, eu eram plină de vânătăi, murdară, veneam acasă, deci într-atât de mult praf era în depozitul ăla, că pielea mm -hmm. mea era neagră, iată, pe aici, așa, pe mâini, eu veneam. Eram într-atât de murdară, eu eram așa de obosită, că pur și simplu tot ce aveam eu putere este doar să mă spăl și să mă colc, știi? Nu mai vroiam nimic, nu... Absolut nimic. Uh -huh. Încă un moment destul de complicat a fost că la prietenii părinților mei am putut să stau doar trei săptămâni pentru că așa a fost situația, nu contează. Eu din start am știut că pot să stau trei săptămâni, uh -huh. dar astea au fost trei săptămâni în care eu am reușit să-mi găsesc un job, să iau primul salariu, da, pentru că salariul se primești prima săptămână, o lucrezi și doar în a doua săptămână primești salariul din săptămâna anterioară, uh -huh. da? Și să poți să-mi plătesc o chirie. Uh -huh. um, știind că am doar trei săptămâni la dispoziție, normal, am, prim, la început eram super obosită și nu mai aveam eu chef să-mi caut chirie când deja se apropia termenul să trebuiască să plec din casă, am, am așa activat, știi? S- să... cerut ajutor? Da. Cum în... ai găsit da. ajutor? Pentru că mă uit des ori pe chat ori pe discuții, da, pe grupurile de pe Facebook, unde sunt românii în moldoveni, moldovenii în toată lumea caută, și Foarte rar când se găsește cineva care cere, care răspunde cu un răspuns pozitiv, ori din asta s-a transformat cumva într-un business mai mult acum decât într-un ajutor, dar și multă lume arsă deja și sunt foarte atenți cu ajutoarele astea de hai vină și ai străiește la la mine, știi? Da, exact. Cum a fost în cazul tău? în cazul meu a fost că eu pur și simplu umblam ca disperată la toți prin depozit și întrebam nu ai o cameră liberă în casă, nu ai o cameră liberă în casă. Deci absolut la fiecare în mare parte la români, moldoveni și ruși, pentru că na, nu prea mi imaginam la momentul și ăla străiesc în, într-o casă de englezi sau persoane cu care nu o să mă înțelegem în vorbă, da? pentru că încă nivelul de engleză era foarte slab. Și așa m-am cunoscut cu tata lui Miria. El m-a ajutat cu cheria în casa în care el stătea. Era o cameră liberă. Și el a vorbit cu stăpânii casei care mi-au oferit camera. Pot să zic că și atunci și acum, oricum persoanele care dau casa în cherie, sau camere în cherie, asta este un business, oamenii o fac pentru profitul lor, oricum iau un profit din asta. Da, cu siguranță, atunci când da. casa costă 2000, să zicem, și tu dai o cameră cu 1000, încă o cameră cu 1000, și în o Da, cameră cu o mie? da mm. mai ales asta în Londra, dar îți dai în Londra, seama da, că da. orașele adiționale nu, uh, nici pe aproape nu costă atâta ocherie. Pe atunci, cred, că costa maxim 7-600. Și, uh, ok, eu, asta nu este treaba mea. Uh, unica ce aș vrea să menționez, iată aici, că, sincer, chiar cine o să vadă și o să audă acest mesaj al meu, atunci când un om cere ajutor, dacă poți să-l ajuți, răspunde-i. Dar dacă nu, mai bine nu. Pentru că nu știi în ce situație este omul. Și nu să nu-i răspunzi de ce la invidere, să nu-i spui exact, nimic de rău, da, să nu-i da, comentezi. Da, pentru că când deschizi și câte un mesaj, când citești așa niște aberații și așa niște prostie, adică cum și-a luat cerut ajutor până la urmă o să-l ajuți, ok. Nu este neapărat că tăți, da, oamenii sunt diferiți, într-adevăr, dar chiar sunt oameni care poate au nevoie de ajutor și când sunt luați în râs sau când sunt uh, înjosiți, da, pentru că foarte des asta se vede, uh, este foarte neplăcut. Nu uitați niciodată de unde ați început. Chiar dacă v-ați stabilit 10 ani, 12 ani, toți, toți absolut au început de la jos, da, adică de jos, de la depozit, de la driver. Nu că asta sunt joburi rele, da, dar asta sunt nu joburi ușoare. Asta este ideea. Și dacă acum ai ajuns la un statut și ai obținut ceva, nu uita de unde ai început, pentru uh -huh. că la toți a fost greu de la început. Da, cum crezi fenomenul ăsta când ai tăi tot cu ai tăi cumva? De ce crezi că se întâmplă, iată, înjosirile astea, mesajele astea? Că doar oamenii nu sunt răi, de fapt. Sau nu este chiar atâta de, nu știu, important să ți-l îngropi pe al tău. Nu cred eu în așa. Eu nu cred în asta. Pentru că oamenii au nevoie de oameni. De ce totuși, părerea ta, Absolut subiectivă, da, da. noi nu vrem să supărăm pe nimeni, să fie clar, da? Da, da? Noi doar discutăm, fiindcă am observat aceleași fenomene și sunt curioasă să știu părerea ta. De ce um, se procedează așa în adresa Laitei? Eu cred că deoarece. deoarece oamenii sunt nefericiți deoarece oamenii nu pot să accepte realitatea pe care o trăiesc sau alegerea pe care au făcut-o. Cum am și zis la început, că fiecare da, pleacă într-o țară în alta cu un scop, cu o cauză ceva. Nu știu, eu totuși așa se comportă oamenii cu oameni, din păcate. Crezi da, că e adică, din cauza la um, frustrările interioare, personale sau supărările care omul are sau um, nefericirea asta pe care o simți Da, pe eu de cred plen. că da. Și plus că normal, te duci la comătru, ți-o povestit că ea ca cineva da de gol. Dar chiar oamenii ălea procedează mm -hmm. urât, da? Adică cum să iai oameni la muncă și să nu le plătești, să le dai cu un șut în fund, da? Clar că oamenii se înrăiesc, înrăiesc. În situația da. asta și atunci când tu ajungi într-un moment în care tu nu știi, tu nu poți fi sigur că tu o să ai banii și e, da? Sau nu știu, pentru că oamenii așa procedează, oamenii așa procedează că nu sunt fericiți, că sunt lacomi, că așa au crescut în familie, poate nu le-au ajuns și aici vin și eu nu, dar fiecare și are motivul lui și cauza de ce procedează așa. Dar asta este foarte trist, într-adevăr, este trist. Și iarăși, vin oamenii în casa ta și își permit multe lucruri, îți lasă tărăboi, nu strâng din urmă. Adică, iarăși, comportamentul oamenilor îi provoacă pe alți oameni să își creeze o imagine despre oameni... O națiune întreagă, da, pur din păcate. Și nu trebuie să generalizăm, pentru exact. că nu sunt toți la fel și nu putem să-i punem pe toți într-o oală. Da, aici mi-a -ai anticipat gândul care mi-a venit în cap. Tu, mutându-te la... sau cu uh, tatălui am fetița ta, uh, ai intrat într-o comunitate de români. Da. Și... Uh, noi suntem vorbitori de aceeași limbă, oricum o vorbim diferit, dialectele sunt diferite, noi avem aceleași tradiții, dar ele oricum sunt diferite într-un fel sau altul, mâncarea este asemănătoare, dar pe alocuri diferă. Care au fost, iată, pentru că e clar, suntem diferiți și eu categoric nu vreau să insinuăm și să aici vorbim despre diferențele de națiune, invers. Vreau să te întreb care au fost acele asemănări pe care le-ai găsit între tine, moldoveanca și o comunitate chiar comunitatea a fost mare de, de români, mai ales în rugby, în Coventri, unde voi ați stat, acolo sunt foarte mulți asemănările, două, trei iată, tu te-ai uitat și ai, ai găsit pentru că tu erai singură nu aveai susținere, da, erai cumva singură, sau Um, asemănări nu ai găsit, dar te ai adaptat și ai găsit cum să um, deci um, ca să dăm din înțeles că poate exista relații dintre oameni din diferite naționalități. Și aici nu vorbesc doar despre moldoveni, români, ruși, englezi, indieni, pachistanești deci um, națiuni multe, da? Vreau să arătăm că um, putem să găsim acele puncte comune sau dacă ele nu sunt, să le construim. Asta vreau să te întreb. Um asemănări, sincer, eu nu am găsit. Aha. <laughs> Chiar așa mai făcut să râd când ziceai de chestia asta. Eu m-am adaptat din necesitate. Eu a trebuit să mă mut. Deci eu am fost pus în situația în care să mă mut. Sinceră să fiu, iarăși că eram tânără și foarte, nu știu, curajoasă, eu sunt sigură, eu nici nu știam unde mă mut. Adică el doar mi-a zis că este o cameră, noi nu eram la momentul ăla împreună, noi doar eram colegi de muncă. Adică el era colegul meu de muncă, eu ca și pe toți restul i-am întrebat dacă are cameră în și el mi-a zis că are. Eu nu știam unde mă duc. Și chiar vorbeam cu părinții și mă întrebau, tu ai fost, tu ai văzut? Da, am văzut, da, am fost. Idee nu aveam, deci idee nu aveam. Și nu aveam nicio frică și niciun gând, pentru că eu, de felul meu, nu gândesc rău despre oameni și eu nu m-am gândit pe moment că poate eu mă duc undeva unde nu trebuie să fiu. Și doar atunci când deja eram cu geanta strânsă, mergeam în mașină, prietenul tatălui meu mă întreabă, Valea, tu ești sigură unde tu te duci? Da, 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 tot sigură. Dar în mai, Deci în stomacul meu era un, era un război întreg pentru că eu mă gândeam. Eu doar atunci prima dată m-am gândit ce faci, unde te duci. Mm -hmm. Tu știi unde te duci? Idei nu aveam, sincer. Nu știam ce o să fie acolo. Am intrat într-o lume deci cu tot o altă lume din, cu care eu m-am obișnuit să trăiesc. Mm -hmm. Dar necesitatea m-a făcut să mă adaptez. Pentru eu nu sunt o persoană super alintată, dar n-am avut eu atunci timp să alint. Starea mea psihologică era foarte grea la acel moment. Era într-o stare emoțională... Da, depresivă, foarte Depresivă, adâncă. dezechilibrată. Da. Uh, și... Și asta și te-a făcut din să te adaptezi repede. Exact, să gândești foarte rapid. Exact. Din necesitate, mm. eu m-am adaptat. Până la urmă, eu lucram până seara la 10 abia finisam munca, veneam acasă, deja toți dormeau practic, da? Și dimineața ne trezeam, beam o cafea, luam micul dejun și la două, la unul ieșeam din casă pentru că trebuia să mergem pe jos până la persoana cu care mergeam la muncă. Doar dacă ploua veneau după noi și ne luau acasă, dacă nu, făceam noi o plimbare de jumătate de oră, noi de ajuns că 8 ore le umblam în încălțămintea asta cu fier în bot, dar încă și, mai bine, eu nu, acum nu mă plâng, Doamne ferește, adică sunt foarte mulțumită de toate tot ce am avut pentru că asta a fost atunci scăparea mea pe moment. Eu am avut job, de bine de rău. Am avut o nestrăiesc, am avut ce să mănânc și da, am avut oameni împrejur meu. Nu mai eram așa singură cum, da, uh -huh. indiferent de ce naționalitate, indiferent absolut te adaptezi în funcție de necesitățile care le ai și emoțiile, probabil emoțiile foarte mult contează. care le ai, care le trăiești exact. pe interior. Um, așa mi-a venit să te întreb, în ce moment sau cât timp a trecut sau ce s-a întâmplat, atunci când atât, tu ai simțit acel clic în tine că hmm, parcă încep să mă sunt bine, sau s-a întâmplat un eveniment, sau s-a prins becul, știi, la sfârșitul, că cumva, dacă să descriem starea ta după mine, asta eu, eu așa o văd, poate uh, cineva din cei care o să ne asculte o să te vadă altfel, dar eu te văd ca și cum iată, tu mergeai într-un tren, în întuneric, în tunel, fără capăt. Iată, ei nu se vedea capătul. Când a fost momentul acela când tu ai văzut pe fereastra vagonului tău din tren, lumina? Ce s-a întâmplat Sunt uh, S-a întâmplat, uh, flirtul, da și atenția care mi-a oferea tatălui miream la momentul acela. Uh -huh. Și uh, deci iubirea a fost motivul ca tu să știți, da, ei cred. nu e așa de rău în anglia asta, da, da? Nu pot să zic că a fost o iubire din start, dar a fost uh -huh. anume lipsa ca, ca să, da, ca să explic pur și simplu, eu eram, nu mai simțeam nimic, deci aveam așa, trăiam niște emoții, parcă nici nu trăiam. Era întuneric. Da? da, exact. Uh -huh. Și el mi-a oferit o emoție. O lumină. Da, el a fost așa. persoana care m-a salvat, să zic așa, uh -huh. da? Mi-a oferit o emoție de dragoste, da, de atenție care îmi lipsea, pentru că iarăși am plecat, eram aici singură, părinții erau departe și tot eu eram foarte... Gen, nu vroiam să-i supăr sau să le fac, să le fie greu și nu le spuneam cum mă simt, știi? Ziceam că da, tot e bine, tot e bine, știi? Dar de acolo numai eu așteptam să-mi zic hai, vin, hai noi să luăm bilet, ți-i ți greu, dacă ți-i greu, hai noi să luăm bilet și tu îți întoarci. Dar tu nici nu spuneai. Dar eu nici nu spuneam și nici ei îmi ziceau că hai mai rabdă, mai stai acolo, o să, să treacă, o să fie bine. Și eu mă gândeam, și nu vor eu să mă întorc, nu mă mai iubesc, <laughs> deși mie și nu e greu, dar ei ne spun să stau aici, dar da, adică iarăși și iarăși tu ți-ai asumat da, n-ai da. spus și ai așteptat că poate să da, o să-și dea seama da. părinții sau că tu nici nou nu ne-ai spus nimic adică e tot exact, da, nu știa da. nimeni mm -hmm. adevărul de plin și tot l-am aflat în timp, adică nu, da. nu știam în cât timp distanță s-a întâmplat această lumină? Iată tu ai venit în februarie, dacă eu nu greșesc da. și când s-a întâmplat momentul când tu ai zis ok Bun, nu e totul atât de rău. Cred că undeva la sfârșit de martie-aprilie. A, rapid. Foarte destul de rapid, rapid, da. Foarte rapid, wow. Hai să ne introducem eu, din start vă zic eu, ne-aș ruta voie să vorbim pe tema asta. Noi o să încercăm să voalăm, evident, că și identitatea persoanei și că... Nu e despre persoană în sine, este despre experiență. Da. Uh, cum a evoluat relația voastră? Fiindcă tu spui că tu ai intrat într-o comunitate nouă pentru tine, altă naționalitate, alt limbaj, alt comportament, alte valori, alt tot, da? Da. Uh, cum cum s-a întâmplat că voi v-ați combinat în, în cuplu și... Unde, unde s-a găsit acel mijloc? În singurătate. Mm -hmm. În singurătate, așa, <gântu -i> nici, nici, nu știu cum să, să zic că eu foarte des ori și eu sunt m am gândit de la și, și cum și până unde și de ce. Dar... Nu, bucățica asta te rog frumos, de la și și unde și până unde și de ce, te rog frumos să tai și să scrii. <gântu -i> <gântu -i> și uh, vorbim. Da, cum... În ce momente v-ați uh, uh, da. găsit uh, comun? Fiindcă ați fost din două lumi diferite. Da, exact. Așa. Dar uh, sentimentul ăsta de singurătate, el foarte mult joacă rolul atunci când ești într-o țară străină și automat. Noi trăiam într-o casă, lucram la un job, noi eram 24 din 24 împreună. Și... Transferul ăsta, să zic așa, de la nimic la ceva, s-a întâmplat foarte rapid, da? Adică, asta a fost doar ca o alinare în situația aceea. Uh -huh. O alinare emoțională de care ai nevoie pentru ca să te hrănești, da? Pentru că dacă nu, tu te stângi dinăuntru, tu arzi, tu pur și simplu te pierzi, devii un robot care pur și simplu și așa aici în Anglia viața e foarte robotizată, da? Tu ți trezești dimineață, mănânci, te duci la muncă, lucrezi, vii de la muncă, te culci și tot așa și tot așa. Și iată, emoția asta și sentimentul ăsta cald ne-a lipsit la ambii. Mm. Iată, ai spus de robotizare. Eu, de exemplu, nu sunt neapărat de acord cu robotizarea asta, fiindcă... Și da, știu că cineva o să zică oi, hai, dar cum să faci banii altfel decât dacă uh, nu te robotizezi, nu lucrezi 10-12 ore pe zi, nu, da? Înțeleg. Cu toate astea, eu am convingerea interioară că omul trebuie Trebuie pentru sine, nu pentru soț, soție, femeie, bărbat, copii, mamă, tată. Pentru sine trebuie să trăiască. Dar când să mai trăiești, dacă tu ești robot, vii, e ca cum spuneai tu, vii acasă și puterea pe care o ai tu unica este speli și sticolși. Și eu știu sigur că, din păcate, în diaspore, și nu doar în UK, în general, așa trăiesc. 70% de oameni robotizându-se, neavând viață, nevăzând... Um, eu cunosc oameni care sunt în Marea Britanie de 5-7 ani, nu au fost niciodată în Londra, în la Big Ben, elementar. Da. Exact. Da. Cum? De ce? Am să-ți spun cum. Și pentru că, în primul rând, tu nu ai trăit acea experiență de a lucra într-un depozit, în primul rând munca la depozit este foarte grea și te epuizezi maxim. Asta unul. Doi, e tare fain ce, e ce zici tu, dar cu siguranță la 22 de ani tu nu știi chestia asta. Trei, da, de acord. În 2017 salariile erau foarte mici și trăiam de pe o lună pe alta, eu nu ajungeam cu salariu ca să mai pot să-mi permit ceva, să merg undeva. Da, noi mai ieșeam, gem, într-un pub sau... Dar asta nu este aceea despre ce spui tu, da? Să poți să-ți permiți să mergi într-o vacanță, să faci o pauză, gen, eu vroiam mai repede, mai repede să mă stabilizez, să poți pune niște bani deoparte, pentru că nu, nu ai cum, chiar 270 de liri eu aveam salariu și asta s bani. 270 de lire. Săptămână? Da. Uh -huh. Asta era foarte puțin și era 300-350. Uh -huh. Deci adică, practic două săptămâni de muncă. Exact. Uh -huh. Și nu pot să zic că mai ajungeau bani ca să poți să-ți permiți să trăiești așa cum zici tu. Uh -huh. Asta acum eu înțeleg și, de exemplu, pentru mine este foarte important. Dar atunci eu eram ok, adică eu mă mulțumeam cu acei ce aveam. Noi eram împreună, unul lângă altul, ieșeam, ne duceam, ne plimbam noaptea, în loc să ne culcăm. Noi aveam un parc foarte apropiat, undeva jumătate de oră de mers. Uh -huh. Și atunci noi puteam pe la două, trei de noapte să ieșim să ne plimbăm un parc. Veneam la acești dimineața acasă, ne culcam la zeci, trebuia să ne trezim deja să mergem la muncă. Dar asta cam erau... Dar pentru că așa era creată situația. Deci, nu, eu nu avem nevoie de nimic altceva. Așa, eu nu știu, nu, sunt, nu am cerințe foarte mari. Mă adaptez foarte ușor la... Încă o la... chestie. Uh, iarăși, așa mi se pare, parcă, știi, uh, și contrazici mă dacă nu e așa. N-aveai senzația că te mulțumești cu ce și ai? Da, eu Mulțumesc așa -am cu ce trăit. și am. Și exact cât am, dar prostii, altceva nu-mi trebuie în ce moment, iarăși, pentru că tu erai tânăr, ai început să ai o relație, în ce moment ai zis că da, nu mai ajunge și așa, vreau mai mult? Nu, asta nu s-a întâmplat. Acum? Acum, da. Acum s-a întâmplat. Da, dar în relație nu s-a întâmplat. Mm. Și am să explic de ce. Asta nu este o scuză pentru mine. Dar... Așa trăia el, așa trăiam și eu. Te-ai adaptat după. Exact, mm -hmm. da. Adică. Nu. El nu era. nu este un om cu aspirații mari, da? Adică cu mari dorințe, și parc și eu eram ok cu și este, adică nu că. <gură> Acum eu zic că nu este. Mm -hmm. Atunci nu pare că eu gen le-am pe toate. Hai să intrăm un pic în. Um... Da. Un pic, un pic mai multe detalii, da? Cum ai identificat tu că te aflai într-o relație, cum se zice acum, toxică, da? Oricum, sunt alte cuvinte mult mai potrivite pentru termenul, pentru a descrie acest termen, dar totuși este un cuvânt pe care îl cunosc toți. Uh -huh. Hai să folosim termenii care sunt cunoscuți de toată lumea. Pentru că noi putem să spunem că cum. Ai înțeles tu că nu ești fericită? Putem să spunem că cum ai înțeles tu că nu ai fost iubită? A, putem folosi multe cuvinte, dar hai să o luăm în toxic deodată. Da. Cum Ident, ai identificat tu că ești într-o relație toxică? Și iarăși, fată tânără, nu că ai avut foarte mult experiențe și relații până la el, cum, cum s-a produs, iată, pas cu pas? Momentul ăsta pentru tine, personal? Momentul ăsta s-a întâmplat destul de târziu, adică niciodată nu e târziu. Dar a durat ceva timp până când eu am ajuns la el definitiv, da, conștient și sigur, ca să uh -huh. pot să iau decizia să plec din relație. Uh -huh. Atunci, cred că aș fi fost, da, mai erau dezamăgiri în timpul relației, dar se iartă, știi. Adică, da. că... Și ne mulțumim cu cei și ei. Da, avii, exact. exact. Rău să nu și... Da, prosie. Mai răsno și Da. Când ai impresia că omul te iubește, știi, ne zice, lasă că mă iubești, știi? Sau da. o frază de genul, ai, măcar nu mă bate. Da, normal. Da. Știi, normal. adică ei, dacă nu mă bate, <laughs> da, mă iubi, știi? Super, într-adevăr. <laughs> da. Și apoi de ce nu mă bate? Nu mă iubești sau cum? Nu nu, 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 până acolo nu... Da, da, da. Uh, dar... Să începem... Cred că o să merg la cauza de bază, da, pentru că a pot să povestesc. Uh, cauza de bază este că omul are un viciu și da? anume este dependența de alcool. Uh, în casă, când eu m-am mutat, se servea alcool, gen absolut toți, seara stăteam, mai vorbeam, băieții beiau sigur că mai mult, eu vroiam, serveam o bere sau eu nu știu, nici nu mai știu dacă eu beiam atunci, dacă sincer. <laughs> dar uh, cam așa, da? Adică și cum ziceam că sentimentul ăsta de singurătate, care s-a umplut cumva în interiorul meu, primele șapte luni, eu după șapte luni am venit prima dată în Moldova, atunci când eu mă gândeam să vin acasă, eu nu eram sigură că mai au bilet de întors în Marea Britanie. Pentru că, da, cum ziceam, mie mi-era foarte greu. Însă alături de el, eu am simțit că eu nu vreau să mă întorc în Anglia, dar eu vreau să mă întorc la el. Uh -huh. Înțelegi? Să fiu cu dânsul. Uh -huh. Chiar dacă nu erau perfect, adică relația la început a mers tare fine, pentru că eu acceptam lucrurile așa cum sunt și mă mulțumeam cu ce este. Adică eu mă simțeam bine, știi? Nu aveam mari pretenții, gen era o relație așa fără mare gânduri pe viitor și tot așa mai departe. După ce am venit prima dată în Moldova și când am revenit înapoi, eu i-am cerut ca noi să ne mutăm, adică cât eu am să fiu acasă, ca el să caute altă chirie și să găsesc alt job, vroiam, pentru că deja nu mai puteam. Eu mi-am destrus total spatele acolo. Uh -huh. mm. Și el a găsit alt chirie. De ce? Pentru că eu nu mă simțeam oricum bine acolo unde eram. Eu sunt o persoană mai liniștită, mai cu liniște. Drept că el deloc nu, eu nu știu cum noi am putut străim atâta timp. Și când m-am întors din de Moldova, deja s-au început uh, discuții gen de familie, de o relație mai serioasă. Automat, în momentul în care omul vrea ceva mai mult, el trebuie să-și asume ceva mai mult, da? Dar el se mulțumea tot cu și și este. Dar eu începeam să am cerință față de el. Uh -huh. În momentul în care eu am început să cer ceva, da, gen, hai să punem niște bani deoparte, da, uite, eu tare vreau să mergem măcar într-o vacanță. Noi puteam să ne permitem vacanța și ea. Dar lui asta nu-i trebuia, pentru că el era ok să servească și să își petreacă, da, să... Adică era mulțumit cu viața pe care o, ducea, da, la atunci. Și Normal, când s-au început cerințele din partea mea, noi am început să ne certăm. Primele șapte luni nu ne-am certat deloc. Uh -huh. Adică totul a fost perfect, frumos, fain. E excepție, da, faptul că el servea alcool. Foarte des sunt întrebată și am să răspund din start la întrebarea asta, că și n ai văzut din start că el bea. Da, eu am văzut. Pur și simplu, eu eram tânără, naivă, singură și eu chiar credeam că eu pus să în suflu lui altceva. Că eu mm -hmm. pot, că alături de mine bărbatul poate să devină altfel, poate să se schimbe. Dar oricum, și... mi se pare că la voi și într-un moment ați -o creat o relație de codependență. Știi, cumva parcă parcă da. fără dânsul e bine dar cu dânsul tot e bine și tu ești întotdeauna de, parcă depins de dânsul parcă nu poți pentru că el a fost pe moment ajutorul, suportul, susținerea cumva ți au astupat ochii puțin și nu nu mai vezi nu mai ai capacitatea asta să vezi cu ochii deschiși da, e, e exact și de asta n-ai văzut, da, eu am văzut dar nu a, ca toți da, eu gen, am crezut eu nu, că e Da, eu nu yeah. vedeam asta ca un impediment în momentul mm -hmm. în care nu aveam niciun plan serios cu omul ăsta, da? Adică, atâta timp cât nimeni la nimic cu nimic nu-i dator, chiar dacă nici în viața de familie nu este nimeni la nimic dator, dar sunt mm -hmm. responsabilități. Noi vorbim doar despre asta. Atâta timp cât nu sunt responsabilități când noi suntem doi oameni liberi, care pur și simplu formează un cuplu, atunci cerințele-s altele, da? Adică normal. Eu cred că este ceva normal. De cel puțin sunt pe părerea mea. Um, și normal că au început certurile lui. Nu-i plăcea că eu am pretenții. Erau astea pretenții? Sau erau totuși niște obiecții? Din punctul lui de vedere erau pretenții. Uh -huh. Da? Și nivelul alcoolului care se bea creștea. Din cauza la... Incapacitatea de a comunica. Exact, da. Și uh, uh, când ziceai tu de codep codependența asta, da, ea apare și am să-ți spun de ce. Pentru că, da, noi să folosim cuvânt toxic, dar el fiind toxic, m-a intoxicat. Și eu am devenit la fel de toxic ca și el. De asta eu și simțeam o dependență față de, de toxicitatea lui, pentru că și eu eram deja toxică. Mm -hmm. tu un viciu. Da. Okay. Numai nu... Da. Dar el era nu, viciu umil, nu să zic așa. Nu în, în, pe interiorul corpului la nivel de organe, dar la nivel de cap și suflet. Exact. Mm -hmm. Mai Hai că e prea mult de pozit și m-am dezbătut, poate mă mai întreb no, ceva. Nu, nu. Um, e, nu o problemă, noi oricum discutăm, adică da, stai da, da. că nu chiar dacă nu avem coerență în, știi, în gânduri, dar mergem, da. Mergem, cum trebuie. Tu ai spus că tu ai început să ai cerințe, el nu da. se ispravea cu cerințele tale. În ce moment tu ai înțeles că gata. Eu am gata, eu am înțeles că am plecat. Uh -huh. uh, dar totul a durat 2 ani și 7 luni. Da, de toxicitate vorbeam eu. ea da. mai dus și tu pe mine la da, gând. Da. 2 ani și 7 luni, eu parcă o să eram fericită, două nefericită, o să fericită, două fericit nefericită, omul azi... Deci starea ta depindea de tot de el, um, de acțiuni, de cuvinte. Exact, asa. exact, normal. Și atunci când cred că toate femeile care au fost în așa relații știu cum e când omul străzăște a doua zi și își cere scuze de la tine și spune că eu am să mă corectez, asta nu o să repete, eu ți ți promit și tu te gândești ok, dar să-i mai dau o șansă, doar nu-i tot așa de rău. Noi doar... vorbim aici despre violență verbală? Da, noi vorbim despre violență verbală și despre manipulare psihică. Mhm. Uh -huh el. Harassment se numește. Da, el foarte bine știa să mă manipuleze și să-mi asume absolut toate frustrările lui mie și eu să fiu vinovat în tot, mm -hmm. dar el, el bea din cauza mea. Asta era gen scuza lui și eu chiar credeam în asta. Mm -hmm. Eu chiar credeam că eu fac ceva greșit. Și am trecut prin niște momente foarte dificile. Asta eu am realizat normal după ce am plecat, analizând absolut toată relația noastră. Pentru că eu doi ani, doi ani șapte luni am fost împreună și doi ani jumate eu am ieșit din această relație. De ce? De ce așa de mult timp? De ce ți-a luat atât de mult timp să fii cu el? De nu nu ai plecat peste câteva luni după ce ai văzut asta. Deși te nu întreb, simțeam. nu ca să te fac să simți... Normal, că asta tot a -o trecut, corect. Da. Dar ca să, iarăși, ca să arătăm că se poate altfel, ca să arătăm că cineva nu este singur, că poate acum o domniță se uită la tine și se gândește fix ca la mine, fix! Și poate tu ai fi acum, iată, acel acea luminiță în cap tutunelului pentru cineva și de asta te întreb, da? De ce nu ai plecat mai devreme? Uh, pentru că simțeam că vreau să mă întorc la el. Uh -huh. Tim de 2 ani și 7 luni, noi de 3 ori ne-am despărțit, gen am luat pauze. Uh -huh. Eu mai veneam în Moldova, după care, da, îmi pare că de două ori am plecat Chiar eram, aveam bilete să plec acasă și nici certam fix înainte de perioada asta. A, o am plecat la mare cu familia, odată am plecat în Moldova și trecea o zi, două, eram supărat, da, gen ziceam că gata, gata și trecea două, trei zile și eu ziceam că nu, dar eu vreau să mă întorc. Nini dor de dâns. Eu vreau la el, indiferent cum nu este, dar eu vreau să mă întorc la el. Și Ai avut sentimentul te... ăsta era mult mai, mai mare, da? Adică pentru că el pe mine mă făcea să revin la el. Și eu veneam, noi discutam, el mă învinovățea pe mine în tot, eu ziceam, da, eu sunt vinovat scuză mă eu așa n să mai fac. Mm -hmm. Și iar până data viitoare, până când nu ne ajunge în la gât. Mm -hmm. Cum crezi? Mm -hmm. Nu știu cum să formulez gândul, nu știu cum să formulez întrebarea așa ca să mă înțelegi și tu și cei care ne privesc, dar aspectul fizic în cazul tău, pentru că sunt multe fete care au, na, așa sunt ele, așa voi sunteți toate, puhave și frumoase, afectează gândirea asta puțin. Adică tu te gândești că, ei, pe lângă ea că atât asta, că el m-a ajutat, că el mă iubește, mm -hmm. că eu la 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 la. Am înțeles ce da, da, da. Nu, cam și Că, iarăși, noi trebuie să conștientizăm și să recunoaștem că Toată lumea are insecurități legate exact. de felul în care ei arată. Da. Nu contează cât kilograme ai, nu contează cât de slab înalt, plinuț, înflat, neînflat ești, nu contează. Fiecare are a lui personal ceva care zice of, toamne, chiar și fata și e mai slabă zice că da, da, da. e, e slabănoagă, că îi se văd oasele, că e... Deci da, înțelegi da. ce spun. Insecuritățile legate de aspectul fizic afectează în cazul ăsta femeia să se gândească că, ei, nu mai trebuie, că nașină... Știi? Da, Știi, da, 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 eu am înțeles care... și tu vrei să spui că tu inițial ai zis că aspectul fizic... Aspectul fizic, nu. Dar neîncrederea în sine. Da. Din cauza sau pentru da. că. Exact, pentru că femeile care nu se iubesc pe ele, nu se plac, nu se respectă, nu se văd frumoase, ele sunt mulțumesc cu și, și au. <laughs> și din cauza la asta, sigur că da, 100 de procente, foarte mm. mulți femei fac chestia asta, pentru că ele nu se iubesc pe sine, nu se respectă. Automat, nici persoana de alăturea nu o să o facă <laughs> niciodată. Mm. Um. Și acum să mergem la punctul culminant, că totuși de acolo s-a pornit viața ta în alte culori da. după mine. Tu ai plecat din relația asta, până la urmă, tot tu. Da. Chiar dacă aveai codependență. Da. Și eu chiar cred că tu erai codependent. Cu siguranță. Când ai plecat și în ce moment ai aflat că va fi pe lumea asta Miriam? Am plecat în momentul în care am simțit o dezamăgire foarte mare față de el. Eu sunt persoana care se bazează pe încredere și dacă eu pierd încrederea în om, eu nu mai pot să fiu cu acel om, nici ca prieten, nici ca da, în cuplu, pentru că eu nu am încredere. Și pentru mine asta este, cred, că cel mai periculos. M-am dezamăgit, eu el nu m-a șalat, nu m-a trădat, ca să nu se înceapă tot fel de chestii, Speculații. nu m-a bătut, dar a fost doar un comportament inacceptabil pentru mine din partea lui. A fost o minciună și pentru mine a fost de ajuns și o minciună ca eu să iau această decizie. Dar probabil paharul era plin deja. Exact, și da, de paharul asta era plin. a fost suficient încă o minciună da. ca să fie. Și eu înțelegeam că oricum, nu o să fie ok. Adică, da, noi ne împăcăm și noi oricum ajungem la punctul acesta de despărțire. Iar ne împăcăm. E un cerc vicios. Exact, da. Și eu am de ce să plec. Pur și simplu, asta s-a întâmplat timp de o lună de zile. Eu în fiecare seară mă culcam cu ideea că, gata, așa nu mai merge, gata, așa nu mai merge, eu nu mai pot, noi ne-am răcit unul față de altul. El bea în fiecare seară, eu dormeam singură și într-o dimineață m-am trezit, am sunat-o pe mama și am zis că eu vreau să plec. Eu n-am dormit toată noaptea și am decis că e gata, nu mai gata. Adică aici e absolut punctul, eu nu o să mai pot. Și mama mi-a zis că să nu mă grăbesc, să vorbesc cu el. El s-a trezit pe la 12, eu l-am întrebat dacă gata s-a trezit, dacă putem vorbi. Și am zis că, uite, eu vreau să plec. Așa cum mă zic asta ție, așa am zis și lui. Nu am țipat, nu am strigat. Fără drame. Exact. Mm -hmm. Ei, ei a fost să dramă. Eu lui am e, spus <laughs> de ce, da, adică normal, i-am argumentat prin comportamentele lui decizia mea. Pentru că, până la urmă, el a făcut așa că asta să se întâmple. Din partea mea, eu am făcut tot posibilul ca să țin această relație. El a zis, ok, ești sigur că vrei să pleci? Și am zis, da. Și m-am apucat de strânshanele. Uh -huh. Trei ori eu mi-am strâns hanele, el nu a făcut absolut niciun pas spre mine. El nu a zis că stai de să vorbim, eu am nevoie de tine, eu te iubesc. Nu. El a crezut că ei nu e să treacă o săptămână, două și să Manipulare. Da. Exact, da. așa cum am mers tot timpul până în momentul. Dar n-am mers. Pentru că eu deja eram decis. A venit mama, am urcat în mașină, mi-am luat dulapul și hainele și tot ce aveam și m-am mutat. M-am, întors la părinți înapoi pentru că noi eram separați, pentru că aveam și din cauza la asta probleme, că gen familia mea este împotriva lui și el nu se simte bine în casă la noi. Și ok, am zis că eu am acceptat ca să nu fie nicio presiune, da? că eu credeam că tot eu sunt vinovat și familia mea absolut în tot ce se întâmplă la el. Deși eu căutam orice da, opțiune numai ca el să lasă de băut. Dacă tare el nu avea, da, el servea mult mai puțin, dar el nu avea în gând nici pe aproape să-și schimbe modul lui de viață, pentru că lui îi plăcea să bea și starea pe care el o simte atunci când bea. Uh -huh. M-am mutat la părinți, a fost sâmbătă, și marți dimineață Eram în a cincea zi de întârziere de ciclu și am zis să fac un test. Și am făcut un test și el a arătat pozitiv. Și mă gândeam că dacă mai stăteam trei zile în casă aia, precis nu mai plecam. Iar ajungem zile. la zile. Exact. Mhm. Am aflat că sunt însărcinată, nu puteam să cred, am mai făcut încă patru teste că să-mi arate toate că este adevărat și nici alea nu le-am crezut. Am mers la un scan privat și mi-au confirmat că da, am șapte săptămâni de sarcină. În prima lună de sarcină am avut ciclu menstrual normal de aia. Nici nu am Pentru că avusesem și cu o lună înainte când s-a întâmplat incidentul. A avusesem întârziere de trei zile, făcusem un timp și mi-a dat negativ. Și eram sigură că nu sunt însărcinată. Adică când am plecat, eram cumva liniștită. Dar eu foarte mult îmi doream să am un copil. Asta era dorința mea foarte mare. De ce? Așa mi-am dorit toată... tot timpul să fiu mamă și chiar foarte des ore mă gândeam, acum după ce am lucrat cu toate Traumele? Da, traumele și convingerile mele cu care trăiam. Eu aveam o perioadă în care ziceam că dacă nu o să găsesc pe nimeni să mă iubească, eu o să-mi găsesc un bărbat și o să fac un copil pentru că eu vreau să devin mamă. Pentru mine asta era și eu aveam 16 ani când ziceam chestia asta. Eu o să fiu mamă singură, eu am spot și eu am ajuns mamă singură și eu pot. Ai grijă de ceea ce îți dorești. Cu siguranță. Mm -hmm. Convingerile sunt. A, ah, da, și absolut, absolut. De ce foarte tare chiar vroiam să vorbim pe tema asta? Pentru că, iarăși, în cazul cu el, el a fost tot o experiență pe care a trebuit să o trec, anume din cauza convingerilor pe care le-am avut. Iată, uh -huh. despre mesajele transmise în Univers. Aveți grijă la ce vă gândiți. Și vă doriți. Da, asta primiți Că... cu siguranță. Primiți cu siguranță. Cel puțin ca experiență. Într-o formulă sau alta primești ceea ce-ți dorești. Chiar direct, în cazul meu. Um, fost. Ca să... Ca să închidem subiectul um, fostului tău iubit și tatălui, tatălui Miriam. Uh, el nu este implicat sub nicio formă în educația ei și din câte știu eu și văd nu are absolut nicio atribuție. Dacă ai putea să-i spui ceva, iată, dacă ar veni el acum în fața ta și ai ști că ești în siguranță, că nu se întâmplă nimic, dar ai vrea să-i spui ceva, ce îi spune lui nu pentru a-l ajuta, nu pentru a-l uh, uh, salva. Ce îi spune lui, uitându-te acum la el? <laughs> Foarte bună întrebare. Dar... Uh... Așa, la rece. Că ești la rece da. și de asta... Când ești pe emoții, una. Dar când o iai așa... Uh, ce poți să-i spui omului care este tatăl biologic al copilului tău și fără el nu era acel copil minunat care trăiește acum lângă tine. Așa cum și am mai spus Catare, că îi mulțumesc foarte mult că am un copil, dar el nu a știut să mă fac fericită, el nu a știut să mă aprecieze cu adevărat și i -aș spune că nu mă mai tem de el, și cred că i-aș sugera să aibă grijă de el și de sănătatea lui pentru că modul de viață pe care el îl duce nu o să-l ducă departe. Mm -hmm. Și chiar dacă sunt alcoolici care trăiesc până la 90 și 100 de ani, ăștia nu sunt oameni fericiți, oameni fără viitor, fără vise. Un om care nu are vise, el nu are viitor. Pentru că el nu are scop în viață, el nu are pentru ce să trăiască. Automat, el deja digeaba trăiește. Uh -huh. Absolut. Viața lui nu are sens atâta timp cât el nu-și creează sens în viață. Dacă, pare rău pentru Dânsul. Dacă miream. Uh... Este mulți ani, crească un pic mai mare și o să spună, mama, eu vreau să mă văd cu tatăl meu. Ce o să-i spun? Eu am să fac tot posibilul ca ei să se întâlnească. Indiferent de cum nu ar fi, miream are un tată și ea nu poate să aibă 100 de tați, categoric. Dacă ea o să vrea să-l cunoască, eu am să fac tot posibilul ca ea să-l cunoască pe el, să-l vadă. Eu, din partea mea, am să fac tot posibilul ca ei să nu-i lipsească în viața asta absolut nimic. Așa că ea are tot dreptul să-l știe. Eu nu o să ascund de la ea cine este tatăl ei. Eu nu am să-i povestesc uh, balade. În momentul în care ea deja o să fie conștientă și o să înțeleagă, eu am să explic care a fost situația și pur și simplu am să zic că mama nu a fost fericită. Și eu o să privească acest podcast, Ei exact. o să audă că Nana Olea, cu, mama o stat da. de vorbă, o povestit uh, despre tatăl ei și um, aici o chestie foarte importantă, în special uh, față de cei care sunt plecați, iată, așa, și găsesc um, ca și cum salvarea da, pierd, invers, este pierd. totuși este bine să ne, ne așezăm uneori, să ne uităm prim, în jur, să înțelegem ce, ce se Da, înțeleg. da, să nu se agață de oameni sau de evenimente sau de situații, pentru că ele sunt foarte amăgitoare atunci când trăiești o stare emoțională grea. Mm. Și Iai decizii pe moment, e foarte bine să te oprești, să te gândești la tine, ce simți, ce trăiești cu adevărat, dacă chiar este ceea ce tu crezi că este sau nu. Și atunci când îți dai singuri răspunsuri sincere, doar atunci înțelegi dacă este real sau nu ceea ce trăiești acum. Mm -hmm. Eu nu mă gândeam la chestia asta, gen aplicam capul și acceptam ceea ce este. După ce am plecat din relație și după ce am lucrat absolut cu toate situațiile și cu tot, eu nu pot să-mi găsesc o explicație de ce eu am acceptat atâta timp să fiu manipulată. Nerespectată, pentru că omul nici măcar nu mă respectă. Nu e, nici, nu e vorba de iubire, este vorba doar de o comoditate, un confort. Um, absolut nimic, el niciodată nu i-a trebuit să fac ceva pentru mine. Absolut. Nici cadouri, flori sau absolut nimic. Și eu, eu nu eram ok cu asta, pentru că eu consideram. Din cauza traumelor anterioare Că nu merit Da, și că o normalitate să fie așa da. Pentru că, na, asta era Și, iarăși, greutățile Te apropie Și nu neapărat te apropie cu oamenii potriviți Dar, na, iarăși Pentru că suntem într-o situație grea Tu cauți, știi, asta cum Oamenii care, nu știu Joacă în cazino, Ei sunt, ei doar tot au O dependență, asta e un viciu E o problemă mare da. Și ei după ce le se termină banii încep să caute. Și uneori găsesc bani la procent, nu la oameni cei mai potriviți, și se începe. Exact. Și e legătură și asta nu se mai termină, asta nu, nu, nu mai are capăt sub absolut. nicio formă. Exact. De asta este bine de conștientizat la moment, pe moment. Uh. Și de fugit de oameni care au vicii. Nu contează, nu că ei sunt răi, absolut nu. Ei nu sunt răi. Dar ei sunt niște oameni disperați. Mm -hmm. ei sunt oameni care datorită la viciile lor există și și pe care tot viciile lor de ce mai da, ori, de da, adică nu fugiți de acolo, nu sperați nu credeți că o să se schimbe mm -hmm. că o să treacă, că o să puteți nu vă irosiți timpul și viața voastră pentru a-i da viața altcuiva care nici măcar nu are nevoie de ea Mm -hmm. Absolut, eu când am plecat de la el, eu i-am zis că uite, eu m-am străduit din toate puterile să-ți să arăt altă viață și toți prietnicarii ai tu o să-i pierzi într-o zi pentru că ei toți încearcă să te facă bine, dar tu n-ai nevoie de asta. Și dacă omul nu are nevoie de asta, poate o mie de oameni să fie lângă el și să-i fac tot, 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 tot pe placul lui că lui asta nu-i trebuie. Mm -hmm. Absolut nu-i trebuie. Nu are nevoie omul de asta. Tot ce lui trebuie, asta este viciul care îl are, libertatea de a face ce vrea și poziția pe care el o are. da, Adică, fiecare om are diferite poziții în viață, de jertvă de a tot salvatorul, eu, de exemplu. Uh -huh. Și, iată, asta e tot cu ce om trăiește. Uh -huh. Absolut. Eu tare am vrut noi cu tine să vorbim anumit despre capitolul ăsta din viața ta, fiindcă ce faci tu cu Miriam activitățile voastre jobul ul tău tu despre asta povestești la tine pe Instagram noi o să lăsăm în descriere profilul tău cine o să vrea o să te găsească o să te urmărească, acolo e multă mâncare mult, multă Miriam și mult lucru din viața Valei de zi cu zi și nu vreau să intrăm. Poate filmăm un alt podcast despre cum e să fii mamă singură în Marea Britanie și care sunt ajutoarele și care sunt punctele care în care te sprijini acum. Și nu știu, poate până atunci tu nu ai să mai fii singură. Uh, vreau pe final de discuție să te gândești la trei Cinci diferențe. Să faci un salt înapoi, șapte ani urmă când ai venit în Marea Britanie și azi. Iată exact azi. Nu ieri, nu alaltă ieri. Azi. Cum s-a schimbat Valea pentru tine persoană? În șapte ani. Da. Câte, câțiva factori de bază. Pentru că noi oricum ne schimbăm. Toată viața ne schimbăm. Da, cu siguranță, noi ne schimbăm și ne dezvoltăm. Eu, dacă sincer, acum cât de încerc să revin la Valea de atunci, pentru că experiența pe care am trăit-o m-a maturizat, nu, 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 influența foarte mult mm -hmm. și nu spre bine eu m-am pierdut și acum, da, de trei, mai mult de trei ani, eu mă regăsesc, dar cu siguranță este mult mai încrezută în sine. Este mămică, dar la o fetiță, trăiește un rol nou din viața ei. Se mai mulțumește Valea asta de azi cu ceea ce are? Nu, 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 desigur că nu. Chiar acum sunt într-o fugă maximă, asta tot nu este bine, dar eu așa de mult, eu chiar vreau să trăiesc și eu chiar vreau să reușesc absolut tot și eu cred că am să reușesc și da, de curând m-am mutat aici în Londra, este tot o încercare foarte mare, dar eu am foarte multă încredere că am să reușesc, plus că am început și un proces de transformare uh, psihic, emoțional, fizic, uh, pe care eu sunt sigur că o să-l reușesc și neapărat am să ajung acolo unde îmi doresc de mai mult de 10 ani și și cam asta, pentru că sigur că sunt mult mai matură, sunt mult mai recunoscătoare. Nu că mult, dar sunt recunoscătoare pentru tot ce am. Ce zelez oamenii altfel în viața mea? Am devenit mult mai conștientă, mai încrezută. Absolut. Ești mândră de tine. Foarte. Acum, Asta e. da. Asta e minunat. Acestea fiind spuse, propun să terminăm acest podcast. Vano, Hai. noi gata. <coughs> Hai să ne cuprindem. Hai. Noi pe fundal întotdeauna ne cuprindem.